Bun regăsit! Ne vedem pentru prima oară în acest an și începem seria emisiunilor Radiografia Zilei, nu înainte de a-mi permite să vă urez un sincer la mulți ani, sănătate, împlinirea dorințelor și, de ce nu, mai multă înțelepciune în tot ceea ce încercați să realizați în acest an. Pentru că este prima ediție și pentru că de la începutul anului am tot auzit pe posturile de televiziune centrale fel de fel de astrologi anunțând că anul 2018 este un an plin de provocări și un an al multiplelor schimbări, m-am gândit ca prima ediție a Radiografiei Zilei să o dedicăm învățării. Încerc să vă aduc un sprijin sufletesc, intelectual, de ce nu, prin a apela la recomandările pe care ni le va face invitata în această seară, cum să trecem, cum să facem față acestui an schimbător 2018, acestor provocări pe care destinul, soarta fiecăruia ni le pune în cale. Alături de mine în platou se află doamna Nușa Bugeac, psiholog. Bună seara, mă bucur că v-am alături de mine și sunt convinsă și trebuie să o spun public, după emisiunea pe care am avut-o în decembrie, înainte de sărbători, am primit numeroase feedback-uri pe rețeaua mea de socializare pe care sunt și în privat, spunându-mi că, într-adevăr, ceea ce ați explicat oamenilor, ceea ce le-ați recomandat atunci, dacă au stat și le-au disecat, cum spune românul, au ajuns la concluzie că da, se poate și altfel, se poate și a fi mai bine pentru fiecare dintre noi. Întotdeauna se poate și mai bine, e o chestie de alegere. Trebuie doar să ne dorim și să fim dispuși să plătim prețul pentru a ne fi mai bine. Că totul are un preț. Și atunci, ca să fie de bun augur, m-am gândit să începem și seria emisiunilor Radiografia Zilei din anul 2018, tot cu recomandările dumneavoastră. Mulțumesc! Sper să ne încredere. Bine tuturor celor care ne urmăresc și haideți să pornim de la aceste previziuni ale astrologilor, privind caracterizarea anului 2018 ca fiind foarte provocator și foarte schimbător. Provocarea face parte din viață, iar frica de schimbare este una dintre fricile fundamentale ale ființei umane. Mi-este teamă să schimb drumul pe care știu că merg până la serviciu sau până la mama, sau pentru că drumul pe care eu îl știu, e și vorba, drumul cunoscut e cel mai scurt. Deci chiar avem... Chiar dacă nu întotdeauna așa este. Exact. Avem o vorbă românească, neaoșă, care ilustrează, de fapt, această frică de schimbare. O iau eu pe unde știu, bătrânește, că așa este cel mai bine. În momentul în care îți oferi provocări și o iei prin altă parte, îți dai voie să îți mărești atenția, să-ți mărești gradul de atenție la momentul prezent. Pentru că în momentul în care facem ceva știut deja, aș putea spune că funcționăm pe pilot automat. Devenim roboți. Exact. Iar într-una din cărțile de referință ale, zic eu, filozofiei și nu doar, Ce este viața, spirit sau materia, lui Schrödinger, explică foarte frumos cum actele din sfera conștientului trec în sfera inconștientului în momentul în care sunt făcute de suficiente ori, astfel încât să ajungem să le facem automatisme. Și hai să ne gândim puțin, când am învățat să mergem? Primii pași, păi da, eram atenți probabil la fiecare bucățică de centimetru de sol pe care călcam și ni se atrăgea atenția. Fii atent, ai grijă cum calci, ai grijă cum pășești. Atunci eram prezenți în actul de a merge. Te mai gândești acum vreodată cum pășești? În ce fel pășești? Te uiți să vezi dacă e vreo groapă să nu scazi în ea sau să... Uneori, nu tot timpul. Nu tot timpul. La fel, hai să ne aducem aminte clasele primare, clasa întâi, scrisul. La început, păi erai atent la fiecare bucățică de liniuță, de fumuleț, de rotocol pe care îl făceai, erai atent la absolut orice. Acum când scrii, te mai gândești, fac cercul de la litera A și codița de la P sau de... Nu te mai gândești, deja scrii, nu mai ești atent, nu mai ești conștient. Ori, ca să o luăm așa... Toate marile căi spirituale recomandă prezența. Prezența în aici și acum.
Nu să fiu în trecut să mă gândesc, vai ce mi s-a întâmplat ieri că mi-a zis prietena nu știu ce și m-a deranjat, sau vai ce o să fac mâine că am de predat nu știu ce raport sau nu știu ce chestie. Deci nu suntem, avem tendința și este umană de a fi ori în trecut, ori în viitor. Asta ține poate și de spiritul nostru conservator uneori? Teama de necunoscut? Eu cred că ține de firea umană. Întotdeauna vrem ceva ce n-avrem. Și în loc să stăm... Atunci stau și mă gândesc că mai fericiți sunt cei care sunt firi mai curioase și care vor să introspecteze cât mai multe. Exact, pentru că în momentul în care ești curios și vrei să afli ceva, ești prezent în ceea ce faci. Ești prezent în actul gătitului, dacă faci de mâncare. Ești prezent în actul scrisului, dacă scrii ceva. Ești prezent în a face curățenie, dacă faci curat în casă, în a spăla o farfurie. Ești acolo, în a spăla acea farfurie. Ori în momentul în care ai tendința naturală de a fi prezent în ceea ce faci, nu-ți mai este frică de schimbare, pentru că o iei pas cu pas. Acum sunt aici, peste 2 secunde mai fac 2 pași, sunt puțin mai încolo, ce mi se întâmplă? Păi nu știu, văd, nu stau să anticipez, vai, dar dacă toate previziunile, scenarii, da. Exact. Asta este una dintre bolile secolului, scenarita cronică. Facem tot felul de scenarii care au o probabilitate de care tinde spre zero, dacă e din punctul meu de vedere, să se împlinească. Pe când, în momentul în care îmi dau voie să trăiesc în prezent, iau ceea ce vine ca atare și atunci iau deciziile. Noi funcționăm exact ca în povestea românească cu drobul de sare. Da. E undeva, dar dacă n-a căzut niciodată, în schimb a făcut viața un infern, acel drop de sare. Da. La fel și noi, dar dacă. Hai să lăsăm pe dar dacă și să vedem acum, ce am acum, în acest moment. Uite, acum sunt aici, stau de vorbă cu tine, îmi face plăcere, nu mă gândesc ce o să fac peste o oră, peste 2 ore, mâine de dimineață sau poi mâine sau... Sau dacă ajungem la Constanța, având în vedere atmosfera de afară și se fac soarea, da. Exact, dacă nu o luăm pe jos, fii distractiv. E mai mult reumatic decât romantic, dar facem față, da. Da, de ce? Eu trebuie sunt bine încălțată, deci n-am nicio problemă. Îmi place să merg pe jos, deci e o bucurie. E o provocare binevenită. Da, da. Totuși, înainte de a intra în direct, discutam despre o situație oarecum care vine în completare, dar negativ, dacă pot să mă exprim așa, cu această caracterizare a anului 2018 ca fiind schimbător și provocator. Îmi spuneați de problema legată de inteligență. Da, inteligența se pare că va fi puțin în pauză în 2018, datorită conjuncturilor astrale. Inteligența va fi săpată, ca să zic așa, va fi sabotată. Și atunci este recomandat să stăm, să judecăm o anumită situație, să nu fim impulsivi, să luăm imediat o decizie, pentru că e posibil să o luăm poate pe una de cele mai proaste posibile. Dar dacă stăm puțin și analizăm, fără să intrăm în emoție, în reacție, cum zic eu, emoția negativă, pentru că vezi, poți să iei decizii nefericite și când ești fericit și când ești foarte supărat. Deci ambele extreme ale emotivității, ale emoțiilor, ne duc la decizii nu poate cele mai corecte și sănătoase și optime vis-a-vis de ceea ce ne dorim în viață. Și atunci se recomandă ca în general deciziile importante, acum nu că vreau să mănânc cartofi sau vreau să mănânc fasole. Da? Deși asta e o decizie importantă uneori. Pentru organism, da. Exact. Să fie luate, cum se zice, la rece. Deci când suntem relaxați, când suntem detașați, nu când suntem supărați, nu când suntem extrem de fericiți că a fost un eveniment extraordinar, ci în momentul în care putem să stăm, să fim obiectivi, să facem un pas înapoi și să judecăm întreaga situație detașați de emoționalul implicat poate în acea situație. Să înțeleg că asta ar fi o primă recomandare pe care o putem face telespectatorii noștri pentru acest an 2018. Da, 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 mă sigur. Dar în ceea ce privește schimbarea, așa cum spuneați foarte bine la început și cum suntem conștienți cu toții că aveți perfectă dreptate, când auzim schimbare, că vorbim de schimbarea toți facem, de muncă, că vorbim de schimbarea statutului social sau orice altă schimbare, orice altă formă de schimbare, da, da. Și când ne tundem, ne schimbăm
coafură. Și atunci avem oarecare reticență, chiar dacă cei din jur poate au o reacție pozitivă în momentul în care te văd schimbat. Nu contează, deci aici vin și precizez o chestie. Nu contează ce spun cei din jur, contează cum văd eu acea situație. Și aici mă refer, dau un exemplu de patologie, la anorexici. Anorexicii, deși sunt piele și os, aproape Auschwitz, studiu de caz anatomic pe ei, ei se văd grași, se văd obezi. Și nu contează că li se spune și au feedback de la, cred că aproape toți din jurul lor, contează cum văd ei. Deci este vorba de deformarea percepției schemei corporale pe care ei o au. La fel în orice situație de viață. Nu contează că toată lumea din jurul meu îmi spune, băie de bine, chestia respectivă s-ar putea să îți aducă schimb. Dacă eu sunt convinsă și o percep că nu este de bine, eu voi face tot posibilul să-mi demonstrez că nu este bine. De bine. Chiar dacă la un moment dat acele schimbări care m-au dus în acea situație îmi aduc creștere, îmi aduc învățare, îmi aduc multe alte beneficii, ca să zic așa. Și atunci, pentru că trebuie să recunoaștem, românii, cel puțin la începutul acestui an, au avut parte de foarte multe schimbări, mai ales fiscale, și efectele le vor vedea cât de curând, când își vor lua salariile pe luna în curs, și nu numai, cei care au rate la bani și așa mai departe. Sunt schimbări care, practic, au venit peste ei fără să și le dorească. Cum pot face față schimbărilor care, practic, sunt provocate din afară? Pentru că uneori apar schimbări pe care le provoci tu singur, prin atitudine, exact, prin vorbe, exact, prin deciziile, alegerile pe care le faci. Până la urmă, și aceste schimbări, deși tu spui că sunt făcute din afară, nu sunt, pentru că noi alegem să trăim în România. Da. Este o alegere. Da, nu mai recunosc că nu așteptam răspunsul, dar e foarte pertinent și foarte real. Este o alegere. Dacă nu ne convine ceea ce se întâmplă în țară, din punct de vedere financiar, politic, fiscal, de ce nu și iau cei care sunt atât de nemulțumiți, foarte fain, frumos, un bilet de avion spre o destinație unde consideră ei că este un paradis? Comoditatea sau poate teama de schimbare? Iată. Iarăși? Și până la urmă este tot o alegere. Cum facem față acestor schimbări? Ce ar trebui să facem înainte, în afară de a analiza situația concret? Ce putem face concret ca să îmbunătățim situația? Cred că mai... Exact, asta vreau să spun. Cum putem să schimbăm, să facem ca o schimbare care aparent sau poate chiar real e negativă pentru noi, măcar să o diminuăm ca efect negativ pentru propria persoană? Deci când ceva nu stă în puterea mea de a controla, de a schimba, de a decide, singura modalitate este să accept că așa este acea situație și să fac tot ce pot ca eu să-mi creez eu în viața mea o stare de bine, pentru că nu am de ales. Dacă eu mă enervez că s-au mărit taxele, s-au micșorat salariile sau nu știu, nu rezolv problema. Nici bombănind guvernanții, nici finanțiștii, nici... nu rezolv problema. Dacă eu mă calmez, mă relaxez și o iau obiectiv. Ok, asta e situația. Acum, în loc de atâția bani, am atâția bani, mai puțin. Ce pot face? Cum pot face ca eu să-mi cresc veniturile? Și atunci găsesc o soluție, dacă sunt, cum să spun, detașată și îmi doresc să rezolv situația în beneficiul meu, găsesc o soluție. Nu știu, îmi schimb jobul și atunci o să am mai mulți bani. Mai îmi iau un alt job, încep să fac altceva, învăț să fac altceva și atunci îmi schimb perspectiva. Deci întotdeauna există o alegere. Există, deci noi putem să alegem în orice moment, indiferent ce se întâmplă în viața noastră, să ne simțim bine sau să ne simțim prost. Facem ceva și ajungem iarăși la noi. Păi, că e, așa cum spuneați între emisia anterioară, e vorba de starea noastră. Și e bine, deci eu n-am cum să-ți influențez starea ta. Eu pot doar să-ți fac niște recomandări, pot să îți spun ce bine arăți sau pot să spun ce nașpa arăți, dar dacă tu depinzi de ce-ți spun eu, e grav. Chiar e grav. Dar în momentul în care tu ai conștiența că de tine depinde să-ți schimbi starea, într-un moment în care nu ai de ales, uite, ninge afară, cum e acum,
ce pot să fac să nu mai ningă? Nimic. Încerc și gândesc pozitiv și mă consider că îmi dau seama, realizez că e iarnă totuși. Nu e obligatoriu să gândesc pozitiv, e obligatoriu să accept situația și să văd ce pot face să îmi fie bine în condițiile în care acum afară ninge. Și mie nu-mi place că ninge. Mai există o situație pe care am auzit-o adesea în rândul oamenilor. În momentul în care, așa cum discutam, apare o schimbare din exterior, da, care nu e produsă de noi și nici nu putem să o ameliorăm noi sau să o atenuăm, mai corect spus, mulți spun că poți să-ți găsești refugiul în atmosfera pe care o ai în familie. Cât de mult poate ajuta asta în contrabalansând cu eu personal schimbarea nu cred din exterior? A, deci e un refugiu. Pentru că am spus asta și mi-a fost teamă să... Termenul de refugiu nu cred în el. A mă refugia înseamnă a fugi de situația respectivă. O altă abordare este, ok, înțeleg ce se întâmplă, accept că la job sau în societate situația este cum este și atunci îmi caut relaxarea și starea de bine în familie. Bun, e un alt mod de a gândi. Nu este pe principiu fug de ce acolo, fug aici. Pentru că e posibil ca la un moment dat și în familie se întâmple ceva. Nu știu, se îmbolnăvește copilul, mama, partenerul, partenera, verișoara. Și atunci ce fac? Deci, practic, e cel mai corect să despărțim lucrurile. Exact. Deci, nu, eu nu sunt adepta fugii. De niciun fel. Deci am o situație, hai să o privesc obiectiv, să văd ce pot face ca să îmbunătățesc situația. Ce ține de mine și ce nu ține de mine? Ce nu ține de mine, degeaba mă dau cu capul de pereți și mă enervez și fac ca toate visele, dacă nu ține de mine, practic, să schimb ceva acolo. Și atunci accept acea situație și văd în partea care ține de mine ce pot să fac. Ori asupra emoțiilor și sentimentelor mele sunt singura care am controlul și decizia. Și dacă acum am supărat că mi-ai zis tu ceva sau s-a întâmplat ceva, în secunda următoare eu pot să aleg că nu vreau să-mi cheltui sănătatea, resursele și nervii, ca să zic așa, enervându-mă, supărându-mă și stând supărată. Pentru că cu cât stau mai mult supărată, cu atât pot să observ mai multe motive de supărare, mai multe motive de enervare, mai multe motive de deranj, de a avea disconfort. Ori, în momentul dacă avem în care, tendința să ne uităm la ce s-a mai întâmplat, la ce reacție e acea reacție de avalanșă care vine și când ne este bine și când ne este rău. Conform principiului românesc care zice ban la ban, păduche la păduche. Exact asta spune. Deci, când eu am o anumită stare, confort sau disconfort, depinde pe care mă focusez. Mă focusez pe disconfort, voi atrage și mai mult disconfort. Pentru că voi fi atentă la situațiile din jurul meu și contextele din jurul meu care nu-mi plac și care mă deranjează. Dacă aleg partea de confort, atunci încep și mă uit cu atenție și caut motive oricât de micuțe, să mă simt bine, să fiu recunoscătoare și să mulțumesc pentru ceea ce am. Cât de adevărat este vorba aceasta că în momentul în care ești atât chițibușar cu ghilimele de rigoare în sensul de negativ al cuvântului și de a căuta nod în papură și de a atrage acea avalanșă de aspecte sau întâmplări negative, atragi și energii negative în jurul tău. Din punctul meu de vedere este 300-500% adevărat, dacă vrei. De ce? Și explicația este științifică. Nu vine din altă parte. Chiar cu niște ani în urmă a fost un studiu făcut în Elveția la CERN. S-a plecat, o să-l spun așa în mare, deci s-a plecat de la ideea, deci au venit cu s-a propus un experiment în care dacă nu știu ce se întâmpla, anumite particule aveau un anumit comportament. Treceau, aveau o anumită traiectorie și așa, ceva de genul. Și au plecat de la aceasta este ipoteza, haide să o verificăm. Experimentul trebuia urmărit 24 de ore din 24. Deci trebuia ca persoane
ființe umane să urmărească experimentul. Nu era suficientă înregistrarea. Așa erau condițiile experimentului. Și s-a constatat că după vreo 3 săptămâni, dacă timp de 3 săptămâni experimentul a decurs exact așa cum au prezis cercetătorii, după 3 săptămâni, dintr-o dată, doar ziua, în timpul zilei, experimentul respecta previziunea inițială. În timpul nopții, particulele aveau un comportament aleator. Îți dai seama, experimentul respectiv era pus la punct de cercetători din întreaga lume. Îți dai seama că au intrat în ce se întâmplă, ce s-a schimbat, ce a intervenit. Deci 3 săptămâni a funcționat exact așa cum au prezis, după care, după 3 săptămâni, dintr-o dată, totul a luat asta într-o bucată de timp. Noaptea. Până la urmă a fost nevoie ca cei care au pus la punct experimentul să vină în Elveția, pentru că erau cercetători din toată lumea, și au luat bucățică cu bucățică fiecare factor care ar fi putut să influențeze. Nu reușeau să găsească și a durat destul de mult până când au descoperit ce schimba experimentul. Factorul uman. Cel care era în tura de noapte a început să doarmă. Să nu mai observe experimentul. Și concluziile cumva au mers spre partea de fizică cuantică, pe ce ne centrăm noi atenția, încărcăm și dăm energie. Deci dacă eu mă aștept ca tu să mergi de acolo până acolo, eu te forțez cumva la nivel subtil să mergi de acolo până acolo dacă sunt atentă și urmăresc acest fapt vis-a-vis de tine, ca particulă. Da. Și în momentul în care eu mă aștept să se întâmple acest lucru, probabilitatea crește exponențial ca acest lucru să se întâmple. Dacă eu mă aștept ca tu să nu mergi, atunci nu vei merge. Cu alte cuvinte, pe înțelesul tuturor, atenție ce vă doriți. Exact, exact. Și aici voiam să mi-ai anticipat ideea, ceea ce spunea Henry Ford. Dacă tu crezi că vei reuși, vei reuși. Dacă tu crezi că nu vei reuși, nu vei reuși și în ambele cazuri ai dreptate. Nu ține cât uși de puțin de faptul dacă ești o fire pesimistă sau optimistă. Nu. E pur și simplu de... Doar de, ceea ce crezi duci. Și indiferent. Crezi că vei lua un examen, îl vei lua. Nu crezi că îl vei lua, vei face tot ce poți, conștient, inconștient, să te autosabotezi în așa fel încât să nu iei acel examen. Crezi că îți va reuși o mâncare, îți va reuși. Crezi că nu o să-ți iasă bună, nu-ți va ieși bună. N-are exact. Nicio valoare vorba din bătrân că dacă pui suflet, iese bună. Ba da. E și aceea în momentul în care crezi că este bună, crezi pentru faptul că tu cu sufletul îți dorești să fie bună. Aha. Deci bătrânii noștri se pare că tot ce au spus, au spus foarte profund și foarte adevărat. Bătrânii noștri, deci vorbele din bătrâni sunt observații făcute pe mii de ani, cred, și care sunt transpuse în mici înțelepciuni de genul proverbelor, zicătorilor, vorbelor. Și de la schimbări ajungem la provocări, doamna psiholog. Provocare. Când auzi provocare, stai și te întrebi. Să mă încumet? Să nu mă încumet? Exact ce spuneam, ce spuneați de fapt. Scenariile încep deja să-și facă apariția. Ce se întâmplă dacă răspund provocării? Ce se întâmplă dacă nu răspund provocării? Care ar trebui să fie atitudinea noastră? În aici anul 2018, aici depinde atât de structura de personalitate. Sunt persoane care adoră provocările și asta face parte din cotidian pentru ele, deci se hrănesc cu provocări. Când li se dă ceva care le pune toată ființa la muncă, la cercetare, și sunt persoane care adoră confortul. Știu eu că pe aici se merge, că așa se face, acesta este algoritmul, aceasta este rețeta de mâncare, nu ies din ea sub nicio formă și care așa se simt bine. Și aici depinde de personalitatea fiecăruia dintre noi. Deci înseamnă că și provocările acestui an vor fi percepute ca atare în funcție exact. De în funcție de fiecare, cum suntem fiecare. De personalitatea sa. Da. Sunt persoane care vor adora acest an, pentru că dar n-ar trebui, nu știu, vă întreb, n-ar trebui totuși ca orice provocare, indiferent de ce natură ar fi ea, să ne atâțe, să ne facă mai curioși. Ți-am zis, depinde.
Așa cum, uite, hai pentru că din punctul meu de vedere, eu vorbesc prin prisma mea, da, cum recunosc. A schimba un loc de muncă, pentru că până ajunge pe sticlă am schimbat niște locuri de muncă, pentru mine fiecare a fost o provocare, dar în același timp m-a și ajutat să trăiesc, dacă pot să spun așa. Să crești, să înveți lucruri, să te dezvolți. Pentru că fiecare mi-a dat alte perspective, am intrat în contact cu alți oameni, domenii diferite. Și per total, dacă stau să trag linie, fiecare loc, cât de puțin am stat sau indiferent din domeniul din care a făcut parte, a fost un câștig. Mai mic, mai mare, dar a fost un câștig pentru mine ca individ, ca om al societății. Este atitudinea ta și punctul tău de vedere vis-a-vis de schimbare. Sunt persoane care s-au angajat într-un loc de muncă și ele își doresc ca de acolo să iasă la pensie. Deși acum în zilele noastre e mai puțin probabil. Dar sunt persoane, mai ales cu educația celor ani de comunism Asta vreau să spun, e posibil să fie amprenta acelei perioade de comunism care îți dădea oarecare stabilitate. Este și amprenta oarecare aceea, dar și acea amprentă vine tot pe un anumit profil de personalitate. Dacă mie îmi plac schimbările mai și sunt un căutător prin definiție, voi căuta toată viața. Exact. Și ok, poate nu schimb locul de muncă, dar îmi schimb tot timpul hobby-urile, caut altceva, caut să învăț altceva, să văd ceva nou, să fac ceva nou. Deci depinde de structura fiecăruia dintre noi. Asta, dacă ar fi să concluzionăm, înseamnă că provocările acestui an pentru cei care, iată, sunt dornici de așa ceva și care au nevoie de adrenalină și de mișcare și de căutare, vor fi un plus al anului 2018. Exact. Nu se vor plictisi, chiar se vor distra și o vor lua ca atare provocarea. Iar pentru ceilalți, cei care sunt obișnuiți în spațiul lor de confort, în așa, va fi o încercare. N-au niciun remediu. Remediul este să accepte ceea ce se întâmplă și să facă față situației văzând la momentul respectiv, ok, asta s-a întâmplat, ce pot face să îmbunătățesc starea de lucruri sau în cazul în care, pentru că vezi, schimbarea poate fi și în sensul pozitiv și în sensul negativ. Exact. Și revenind la ce spunea... Deși au fost situații în care aveam senzația că avem parte de o schimbare pozitivă și s-a dovedit a fi exact opus. Despre asta voiam să spun. Einstein a spus cu mulți ani în urmă că totul este relativ. Deci dacă în primă fază tu poți considera că o anumită schimbare este catastrofa Pământului, peste o perioadă de timp, dacă stai și revii la ceea ce... la momentul zici, vai ce bine că s-a întâmplat așa, că altfel nu aș fi ajuns aici, n-aș fi învățat, n-aș fi crescut, n-aș fi cunoscut, nu aș fi etc. Pe când sunt alte schimbări în care la momentul respectiv crezi că mamă ce minunăție că mi s-a întâmplat și după o perioadă de timp de gândire, bă, dacă îmi se întâmpla chestia aia, poate creșteam mai mult, poate învățam mai mult, poate schimbam mai mult, poate eram mai atent, poate. De aceea, recomandarea până la urmă este să le luăm ca atare. Indiferent dacă noi, la momentul respectiv, considerăm că sunt bune sau rele și la, în timp real, văzând și făcând, ce îmi aduce? Chiar și într-o situație care ni se pare catastrofală, avem de învățat. Discutam tot înainte de acest an și de această emisiune și cred că e interesant să le spunem și de la spectatorul de faptul că avem și o perioadă până pe 4 februarie, parcă ați spus, în care trebuie să luăm decizii. Decizii adesea radicale. Nu neapărat până pe 4. Până pe 4 ar fi de dorit să rezolvăm și nu neapărat să luăm decizii. E vorba de a curăța relațiile. De orice fel. Orice fel de relații. Deci să înțeleagă lumea că nu e vorba de relații de căsnicie. Nu neapărat de relația de cuplu, relații de muncă, relații de colaborare, de prietenie, de amiciție, șef subordonat, șef subaltern, colegi pe același nivel. Facem o triere. Ierarhii. Nu triere. E vorba de a ne curăța relațiile în sensul următor. De a înțelege că o anumită relație așa funcționează. Să fim obiectivi în ce dăm noi și ce primim în acea relație.
Să înțelegem că celălalt așa este, nu poate da mai mult, că nu, de dragul nostru, sau poate de o dată, de două ori, dar la un moment dat obosește, se plictisește, nu mai poate. Nu e o fire prea darnică. Exact. Nici noi. Și gândește la modul serios. Și tu, când ești forțată, ești presată într-o anumită relație, dai o dată, de două, de trei, de cinci ori, dar la un moment dat obosești și nu mai vrei. Și nu mai faci ceea ce ți se cere. Deci, o relație sănătoasă este în momentul în care ambii parteneri ai relației natural colaborează. Exact, exact. Își împlinesc se mare parte din nevoile respective. Pe când despre această curățare este nevoie. Deci curățarea nu trebuie neapărat să termine relația sau să o închei. E vorba de a accepta, băi, omul ăla atât poate. Că e colegul meu, că e șeful meu, că e subalternul meu, că e prietenul meu, că e prietena mea. Bă, atât poate ea, atât poate acel om. A cere, a vrea mai mult, nu faci decât să-ți faci rău. Și atunci, ori accepti că acea persoană așa este, așa funcționează, acela este ritmul ei și o iei ca atare, ori pleci din relație dacă ești nemulțumit. A spera și a pune presiune pe celălalt să facă ce ne dorim noi, ține de vârsta de 4-5 ani, perioada magică, cum o numim noi, când credem că, vai, avem bagheta magică și, pac, ating cu bagheta magică situația și totul se rezolvă, celălalt se transformă și face exact ce vreau eu. Deși și la grădii colegii nu întotdeauna face foarte bine. Da, la acea vârstă e firesc și natural să-ți dorești și să crezi așa ceva. Odată ce te-ai maturizat, trebuie să conștientizezi că lucrurile sunt cu totul și totul altfel. Exact. Așa cum eu nu cedez presiunilor altora din jurul meu și fac o schimbare doar în momentul în care eu sunt convinsă că vreau să o fac, că eu vreau să o fac, că mie îmi place, că mie mi-aduce beneficii, o fac, la fel funcționează și celălalt partener al oricărei relații. Ce se întâmplă după schimbarea, când trecem în celălalt an chinezesc? Că spuneați că e de recomandat să facem această curățire a relațiilor până dacă începe nu curățăm, noul an chinezesc. Nu va fi bine, pentru că vom târâ după noi niște relații toxice în care, pe lângă provocările care vin din noul an, avem și, ca să zic, ca la școală, restanțele pe care nu le-am luat în anul trecut. Și atunci, pe lângă provocările care vin, mai avem de curățat și relațiile care nu le-am curățat în anul cocoșului. Minunat. Deci, este distractiv. E o combinație cam negativ, mi se pare mult spus. Dar e o combinație destul de complexă anul acesta, da. 2018. Da. Deci anul câinelui este întotdeauna un an provocator. Din toate punctele de vedere. Da. Scoate la suprafață în general foarte multe chestii pe care noi le-am îngropat adânc în inconștientul nostru, nemulțumiri, suferințe. Nu e vorba de secrete, e vorba de lucruri nu, pe care n-am vrut să le... Nu, care nu ne-au plăcut și care la un moment dat le-am dat la o parte, le-am îngropat sub preș, le-am băgat. E, acum nu mai suntem lăsați să le ținem acolo. Ori le scoatem, le înțelegem, le echilibrăm, le vindecăm, ne despărțim de ele, le lăsăm la locul lor, acolo unde sunt în trecut, ori vin și ne trag de mânecă ca un copil căruia e foame și mama, până nu-i dai de mâncare... Nu scap de el. E, exact, la fel cu aceste suferințe și situații. De fapt, suferința vine din anumite situații neîncheiate din trecutul nostru. Ceva care noi... Ce-am tărădănat așa. Exact. N-am încheiat, n-am făcut pace noi cu noi și cu acea situație din trecutul nostru. Și nefăcând pace acolo, acea situație revine iar și iar. Dar cum am putut? Dar de ce am făcut așa? Dar cum am fost să... Dar ar fi trebuit să fac nu știu ce, ar fi trebuit să zic nu știu ce. Fie că o facem conștient, fie că o facem inconștient. Pentru că uitarea este un mecanism de protecție. Și multe noi n-am vrut să mai știm de ele, că ne-au durut tare la momentul respectiv, le-am băgat acolo, în sertar, dar ele există. Și cu cât sunt mai multe, cu atât presiunea, ca la oala sub presiune. Dacă nu dăm drumul la supapa de siguranță, pocnim. Și pocnim făcând crize.
în cele mai speciale momente, când nu avem nevoie. Pentru că suntem ca un butoi cu pulbere. Ori, anul câinelui ne favorizează și ne obligă, ne scoate aceste nemulțumiri, aceste suferințe, aceste frustrări pe care noi le-am îngropat adânc în inconștientul nostru. Cu alte cuvinte, vrem, nu vrem, anul ăsta 2018 va trebui să facem față provocărilor. Exact. Inclusiv de cele de care spuneați dumneavoastră. De toate felurile. Și să încercăm să facem ordine. Practic e un an în care va trebui să ne facem ordine. Exact. Și să ne detașăm, să înțelegem, de fapt, ce vrem noi de la lume și de la viață. Oh, cred că asta e cel mai greu pentru fiecare. E una dintre cele mai importante și știți de ce abordări spun asta? Ale vieții. Pentru că, din păcate, și aici mă refer strict la tânăra generație, nu prea are niște repere. Nu prea mai au cultura de care ar avea nevoie și atunci e cam greu să știi exact ce și cum vrei. Ai să râzi, dar eu am întâlnit foarte mulți tineri din această nouă generație de care spui tu, care știu exact ce vor. Și am senzația că mulți visează și au niște repere total greșite. A visa este dreptul nostru. Cei care sunt visătorii reali și care au încredere în visele lor, chiar și le vor materializa. Da, perseverența e mama învățătorii. Exact. Și dacă îmi doresc cu adevărat ceva și sunt dispusă să plătesc prețul să obțin acel ceva, în mod sigur îl voi obține. Dacă chiar îmi doresc acel ceva. Dar vezi, aici e una din incongruențele ființei umane, ca să zic așa. Ne dorim ceva, dar nu suntem dispuși să plătim prețul pentru a obține acel ceva. Da. Pentru că totul, și e o vorbă veche, foarte veche, totul în viață se plătește, totul are un preț. Prețul nu este neapărat financiar, prețul poate fi în timp, în resurse, în emoții, prețurile sunt întotdeauna diferite. Cel mai mic, din punctul meu de vedere, cel mai mic, cel mai ușor preț de plătit este prețul în bani. Da. Exact, e ca o datorie la bancă pe care știi că ți-ai plătit-o și pe asta ai liniștit. Exact, este dar cel mai ușor plătit preț. Și nu știi cum vei plăti, e da, uite, mai complicat. Îți dau un exemplu, vreau să învăț limba engleză. Ok, eu vreau să învăț limba engleză. Peste 2 luni sunt foarte frustrată că n-am învățat nimic la limba engleză. Ce am făcut eu pentru limba engleză? Nu i-am dedicat nici măcar 5 minute pe zi. Atunci... Da, apropo de chestia asta, pe mine m-a amuzat acum vreo câțiva ani, când devenise așa o manie, când aș putea să-i spun, pentru mulți. Și probabil că și acum este. Mulți stau și ascultă tot felul de emisiuni care prezic ce se întâmplă mâine, peste o săptămână, în săptămâna următoare și așa mai departe. Și adesea întâlnesc, aud de la astrologi că pentru zodia X o să curgă miere și lapte, pentru zodia Y nu știu ce se întâmplă, dar nu fac nimic în săptămâna aia. Ei așteaptă să astrologul să vină banii, să vină relațiile, să vină tot, dar nu se întâmplă nimic. Pe mine n-am înțeles niciodată de ce. Bun, poți să asculți, să urmărești o astfel de emisiune, dar dacă nu, acolo, exact cum spuneați asta, sunt niște recomandări sau niște... Deci astrele predispun, dar omul dispune. Adică ceea ce se vede într-o hartă a unei persoane, ceea ce se vede într-o hartă a unui an, a unei luni, a unei zile, a unei ore, este un anumit parcurs, un anumit trend pe care... Un context, un context pe care acea situație poate să o ia. Dar acel context este personal pentru fiecare dintre noi și interacționează cu niște energii ale fiecăruia dintre noi. Și dacă, hai să luăm așa, suntem 12 miliarde, împărțim la 12 zodiile, da? Deci aproximativ 500-600 de milioane de oameni ar trebui, da, să facă nu știu ce spun pentru zodia respectivă. Hai să fim serioși.
Da? Este o probabilitate de X% ca să se întâmple, da, este o predispoziție, dar dacă tu nu ajuți, dacă tu nu întinzi mâna, nu faci acțiunea potrivită să te duci spre acea, să materializezi acea predispoziție astrală, poți să stai să aștepți acea predispoziție. Și chiar am un coleg pe care l-am avut la cursurile de astrologie pe care le-am urmat, care spunea, zice, băi, mie mi se pare mult mai provocator că atunci când mi se spune că nu este recomandat pentru mine, că este împotriva mea, atunci să fac acel ceva care mi se spune că nu este recomandat, dar într-adevăr îl fac cu mai mult efort, sunt mai atent, cu atât mai mult cu cât mi se spune nu este recomandat să faci nu știu ce în acea zi. Dar în momentul în care mie îmi reușește, ce satisfacția este enormă, pentru că zic, uite, vezi, predispoziția este, dar eu am învins predispoziția. Deci da, eu sunt în control. Orice lucru obținut cu efort din partea ta, victoria e mult mai mare. Ce obținui așa văd lucrurile, întotdeauna. Păi, mie, recunosc că mie îmi plac lucrurile relaxate. Da, sunt persoane care au și șansa de a veni, de a primi mai mult. Da, dar sunt persoane care în această viață au venit în vacanță. Da. Această viață pentru ei este un bonus. Dar, într-adevăr, sunt și astfel de persoane. Dar sunt și multe care se zbat și încearcă să facă față provocărilor, că tot vorbeam de antiprovocărilor. Da, da, da. Și dacă se străduie, sunt convinsă că pot să treacă peste ele. Deci, în momentul în care facem acțiunea potrivită pentru a obține ceea ce ne dorim, întotdeauna, mai devreme sau mai târziu, deci sunt de fapt două aspecte importante. Facem acțiunea și avem credința nestrămutată, 100%, fără măcar o virgulă de îndoială că vom reuși acel ceva. Un 0,0001%, dacă crezi că nu o să reușești, ai șanse chiar să nu reușești. Da. Deci acțiunea coroborată cu credința nestrămutată, fără niciun fel de dubii că vei reuși, sunt cheia succesului și transcenderii oricărei predicții de care vrei tu. Aviz celor care urmăresc și care vor. Dacă să eu cred ceva, că nu va ieși acea chestie, păi nu va ieși. Dacă am convingerea fermă, 300% că nu va ieși, nu va ieși. Deci, perseverență și încredere. Exact. Ar fi cuvintele cheie pentru anul acesta? Exact. Și prezență. Și prezență. Prezență. În primul rând, prezență. Prezență. Prezența, indiferent de contextul prezența în care ne dă posibilitatea să fim alerți, ca să zic așa. Să vedem ceea ce vine spre noi și să luăm deciziile sănătos la momentul respectiv. Să putem face un pas în urmă, nu să ne ia prin surprindere. Vai, dar ce mi s-a întâmplat, săracul de mine. Nu m-am gândit vreodată că. Deci prezența întotdeauna ne dă posibilitatea să vedem semnele. Și un atom în plus pentru cel care e exact prezent în exact situația respectivă. Și centrarea pe starea de confort. De să facem tot ce putem să ne simțim bine. Chiar în momentele cele mai groaznice. Când ninge, când plouă, când e furtună, când nu știu, mai avem 50 de bani în buzunar. Dacă eu caut o modalitate ca să mă simt bine, să mă bucur de ceea ce am în acel moment și să apreciez ceea ce am, în momentul respectiv atrag mai mult, să se întâmple mai mult bine. Asta cu condiția să nu reducem totul la a avea cuantificat exact în bani. Exact. Că atunci avem o mare problemă. Exact, toții, iar banii, în momentul în care noi ne simțim bine și suntem relaxați, vin exact atât cât ne trebuie. Da, adesea, ca să facem față provocărilor să putem face de față moment situației, da. Exact. Am mai putea adăuga la tablou acest al parcurgerii anului 2018 din ceea ce ne-a spus până acum și multă
atenție și precauție în același timp, pentru că spuneați la un moment dat că înainte de a lua o decizie, exact ca precum croitorul, să măsurăm de 5 ori și să tăiem o dată. Dacă există atenția, în momentul respectiv precauția vine natural cumva, vine termenul de precaut. Atenție și cum să spun eu, detașare mai repede, pentru că în momentul în care eu nu sunt implicată foarte tare emoțional în această situație, în momentul respectiv pot să văd toate aspectele problemei. În momentul în care am o emoție, fie că e pozitivă, fie că e negativă, mi-am pus ochelarii de cal și mi se îngustează câmpul perceptiv și nu văd decât bucățica aceea, ori de bine, ori de rău. În momentul în care sunt atentă și sunt detașată, pot să văd ansamblu și mă pot ridica și vedea de undeva de sus tabloul mai mare și complet. Da. Pe când dacă stau aici jos, perspectiva e limitată. Nu văd. 4 minute, îmi spun colegii din energie că mai avem și aș vrea să încheiem cu recomandarea psihologului per ansamblu pentru a face bine bunelor, a face față bunelor și răurilor pe care le oferă viața zi de zi. Care ar fi cheia succesului, dacă pot să spun așa? Să apreciem ceea ce avem. E atât de simplu? Da. Și atât de da. Puțin. Să apreciem și să fim recunoscători pentru ceea ce avem. Și cu cât suntem mai conștienți de ceea ce avem și nu considerăm că ni se cuvine, pentru că ne dăm seama de ceva în momentul în care nu-l mai avem. Cât de important era. Absolut orice. Nu are pâine la colț, mamă, ce rău e fără pâine. Așa, dacă găsesc tot timpul pâine, e normal să am pâine. Nu e normal să ai pâine. Așa este orice aspect din viața noastră. Noi considerăm că ni se cuvine. Nu ni se cuvine nimic. Și să fim recunoscători pentru tot ceea ce vine în viața noastră. Pentru prieteni, pentru familie, pentru cariera pe care o avem, pentru hobby-urile pe care le avem, pentru posesiunile materiale pe care le avem, pentru partenerii, pentru copii, pentru părinți, pentru tot ce avem. Dacă stăm să facem o listă și suntem onești cu noi, în fiecare seară putem face o listă de cel puțin jumătate de oră să stăm să mulțumim pentru ceea ce avem. Noi considerăm că, de exemplu, hainele cu care m-am îmbrăcat și mă simt bine acum, e normal să le am. E, nu e chiar așa normal. Alții nu au nici măcar o singură haină. Da, din păcate cam asta uităm noi adesea. Și în momentul în care suntem capabili să apreciem și să fim recunoscători, atragem din ce în ce mai mult motive să fim și mai recunoscători. Pentru că viața ne oferă mai mult. Uite, ăsta e un om care apreciază. Dă-i. Pentru că este un om care știe să fie recunoscător și vieții pe ansamblu, dar și oamenilor pe bucățele pentru ceea ce oamenii respectiv le dau. Timpul lor, resursele lor. Chiar și un sfat spus la momentul potrivit sau o sugestie. Cât de mult contează atât de mult un număr, exact. Un număr la dispoziție uneori. Momente de cumpănă sau momente de bucurie, de ce exact, nu? Contează exact, foarte mult exact, să ai pe cineva exact, alături. Să ai cu cine împărtășit. Exact. Sunt convinsă că fiecare dintre cei care ne-au urmărit au avut și momente de existență și de bucurie când au simțit nevoia să pună mâna pe telefon să spună am reușit, vreau să ne vedem, toți să avem. Spun de vorbă, să ne bucurăm. Toți avem. Pentru că e mult mai bine și trăiești altfel, cu altă intensitate exact, și o bucurie exact. Și un moment trist când ai exact. Când simți nevoia, alături. Doar să vorbești, atât. Și să fie cineva care să te asculte. Fie la un capăt de telefon, fie personal lângă tine. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați participat la emisiune. Sper ca telespectatorii Litoral TV să fie urmărit cu atenție această ediție și să țină cont de toate recomandările pe care le-au primit. Anul 2018 poate fi trecut cu bine dacă ținem cont și de aceste recomandări. Eu vă spun la revedere, vă doresc o seară bună și vă dau întâlnire mâine, aceeași oră, 19:30, având în vedere vremea, asta este, cer scuze, am mutat emisiunea cu o oră mai devreme să pot să ajung și eu, sper, acasă. Ne revedem mâine, așadar, la revedere, dragi spectatori, numai bine!